Clădirea în care a funcționat Laboratorul de Acvacultură și Ecologie Acvatică Piatra Neamț, aflat în administrarea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, este situată în centrul orașului și are drept vecin terenul de sport al școlii numărul 3 și Biserica Sfântul Gheorghe. Poziția centrală nu cadrează deloc cu aspectul imobilului, care are geamurile sparte, tencuiala căzută și mici arbuști care cresc timid prin balcoane și pe acoperișurile anexelor. În partea din spate, imaginea unei clădiri abandonate de multă vreme este și mai clară. Uluce desprinse, gratii montate după ce oamenii străzii și-au găsit adăpost în interior, gunoaie în curte și saltele, un butoi, ba chiar și o valiză într-una dintre încăperi. În iulie anul trecut, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași anunța un amplu proces de modernizare și reabilitare a construcției, care ar fi urmat să aibă destinația de grădiniță. Nu s-a întâmplat nimic și fostul laborator continuă să se degradeze tăcut, spre revolta pietrenilor, care nu înțeleg de ce o clădire de 530 de metri pătrați, situată în centrul orașului, este lăsată de izbeliște. Anul acesta, Primăria Piatra Neamț și-a propus să ia în administrare imobilul care se află în proprietatea statului, să-l renoveze printr-un proiect european și să-i stabilească o destinație prin hotărâre de Consiliu Local. Până atunci, fostul laborator se învecinează contrastant cu o somptuoasă casă praznicală ridicată în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe. Încă o dovadă că managementul din sistemul clerical bate administrația publică.